Biciclistul lovit de un bărbat fără permis circula regulamentar pe marginea șoselei. Aproape de intrarea în Constanța a fost izbit cu forță de o mașină care avea viteză. La volan era un bărbat fără permis. Biciclistul a fost aruncat în gardul de beton al unei societăți comerciale. Avea 49 de ani și a murit sub ochii medicilor smurd. În zorii zilei, rutier a fost chemată la limanul. Două mașini ciocnite au rănit 6 localnici care au avut nevoie de îngrijiri medicale. O femeie de 26 de ani a condus un autoturism pe strada Castanului din localitatea Negruvodă și, ajungând la intersecția nedirijată cu strada Vasile Alexandrii, nu a acordat prioritate de dreapta unui autoturism. Impactul a fost puternic, mașinile au fost avariate serios, iar pasagerii răniți abia au ieșit afară. Au primit îngrijiri la fața locului, nefiind nevoie să mai ajungă la spitalul din Mangalia. Șoferița imprudentă are dosar de cercetare penală.